ți-a pus deoparte. Poți să fii ultimul în coada rândului și poți fi primul în fața rândului. Când Duhul Sfânt s-a revărsat peste tine, ce al tău ți-a pus în traistă, nu ți-a. Tu când ai spus, Doamne, miluiește-mă, Duhul Sfânt s-a deșertat, e acolo la tine. Deci nu are treabă că-s patru în față, doi pe lături sau trei înainte. Nu are treabă. Deci ne lipsește echilibru interior și ne lipsește conduita pedagogică personală și interioară. Deci noi nu avem conduită de noi înșine. Deci noi nu ne punem în postura grăbitului, nu ne punem în postura nervosului, nu ne punem în postura agitatului, nu ne punem în postura nepriceputului, nu ne punem în postura necunoscătorului. Noi privim totul prin perfecțiune, dar prin perfecțiunea noastră. Ați văzut cât de frumoasă este acea expresie? Când se ceartă doi, am învățat-o de mii de ori, pentru mine e o pasiune, mă pufnește râsul de fiecare dată, când doi vin să-și prezinte o problemă și spune, eu să-ți spun adevărul, taci puțin să-ți spun eu cum este. Deci vă dați seama câte nuanțe are adevărul privit în imaginea 22 de milioane de ortodoxi din România, sau 19, câți ori fi pe acasă, cu unii sunt la treabă. Dar cum o fi adevărul în viziunea a 7,5 miliarde de oameni pe glob în dată 8? Închipuiți-vă 8 miliarde de fărâme de adevăr puse cap la cap, cam ce adevăr conglomerat sau ce vulcan ar putea izbucni de acolo, dacă nu există darul și mila lui Dumnezeu care să le gândească și să le echilibreze după bunul lui plac și după voința Duhului Sfânt, nu după voința noastră. După noi, oamenii, noi ne-am bate în săbii, ne-am ucide în pumni, ne-am înșelat până la sânge, ne-am ucide până la sânge, ne-am face rău până la sânge, numai că legea nu ne permite să fim mai virulenți decât suntem. Chipurile, dacă mai credem în ceea ce înseamnă cuvântul lege și fără de lege. Legea morală mă îndeamnă să fiu uman, legea sălbăticiei mă învață să fiu agresiv, să fiu vulcanic, să fiu răzbunător, să fiu războinic. Nu mă încălzește. Pe când legea civilă mă învață că sunt liber sau constrâns, vizat sau liber. Deci depinde de comportament. Dar noi trebuie să avem legea conștiinței. Legea conștiinței mă armonizează în momentul cum sunt și piesele într-un televizor sau într-un radio. Dacă deschizi plăcile alea integrate, sunt tot felul de porcării montate acolo sub formă de tranzistori, de ce mai se numesc ele acolo, integrate, circuite. Și toate la un loc fac ca tu să auzi vorbind pe cineva acolo. Toate la un loc fac ca tu să prinzi 10 posturi. Toate la un loc fac ca pe acolo să circule aer, vorbe, muzică, cântec, tot ce se aude în difuzor. Ei, cam așa ar trebui să fie și în societate. Modul nostru normal de comportament, ca un întreg, ca o comuniune, ca o comunitate, ca asta înseamnă grămada de credincioși din biserică, nu o turmă și o dezordine, ci o turmă și un păstor, adică Dumnezeu, să facă să se audă doar glasul voiei divine. Iartă-mă, Doamne ajută, bună ziua, mulțumesc, boda proste, scuză-mă, te rog, poftim. Adică cuvinte din acestea elevate care îi fac pe oameni să se ajute unii pe alții, să se împingă unii pe alții în scăldătoare, să se împingă unii pe alții la apa care s-a tulburat să guste vindecarea și să nu treacă 38 de ani de mers la biserică, lângă apa tulburată, lângă potirul netulburat, plin de lumină și de hrană sfântă, și să rămâi tu cel bolnav și paralizat și tulburat sufletește, pentru că tu n-ai dobândit niciun echilibru. Deci tu ai rămas bolnav. Și Hristos întreabă, omule, ai 50 de ani, vrei să te faci sănătos.
Ai 60 de ani, vrei să te faci sănătos? Ai 70 de ani, vrei să te faci sănătos? Ai 80 de ani, nu vrei să te faci sănătos? Uite, te iau la mine, nu vrei să te faci sănătos? Așa să priviți această întrebare, sub forma aceasta. Aveți ca o temă pentru acasă, toți, și cei ce ascultă și cei de față. Vrem să ne facem sănătoși în mod ortodox, să fim modele pentru noi și pentru cei din jur, să încercăm să facem voia lui Dumnezeu și să nu mai încercăm să-i justificăm lui Dumnezeu, n-am om să mă arunce. Avem om să ne arunce. Pentru noi, cei de azi, a venit Hristos modelul absolut, care ne-a dat modelul exact ce avem de făcut ca să intrăm în Rai. Ne-a răscumpărat, ne-a restaurat, ne-a vindecat, ne-a curățit, ne-a izbăvit de păcatul veșnic, ne-a izbăvit de moartea veșnică, ne-a izbăvit de iadul veșnic, ne-a izbăvit de robia diavolului și ne-a făcut liberi. Îngeri cu trup în armonie cu Dumnezeu. Dăm fiule inima ta să pot să mă odihnesc în ea, ca să nu spun să-mi fac locaș în ea. Mergem la următorul pasaj, că ne apropiem de sfârșit. Și vedem că bolnavul îi povestește lui Hristos ce v-am povestit eu până acum. Doamne, când se tulbură apa în scăldătoare, până să vin eu, altul se coboară înaintea mea. De unde am putea deduce că mântuirea este personală, izbăvirea și vindecarea este personală și Hristos ne-a lăsat în Evanghelie un cuvânt foarte frumos. Silitorii vor lua împărăția lui Dumnezeu. Deci ceea ce înseamnă că noi trebuie să ne și silim un pic. Să ne așteptăm așa într-o letargie, într-un fel de melancolie din asta. Ce se întâmplă? Foarte mulți credincioși, poate fac o greșeală, din nou cer o idee scuzabilă. Foarte mulți credincioși trăiesc cu impresia sau vor să dea impresia că starea de creștinism ortodox e o stare de depresie. Trebuie să stai tot timpul întristat, supărat, rănit sufletește, deranjat, ofticat. Unii sunt foarte preocupați. Vai, ce păcătos e ăla, vai, ce păcătos e ăla, vai, ce păcătos e ăla. Nu. Manifestă-te tu într-un mod deplin, zglobiu, ortodox, frumos, ca toți care vor vedea ortodoxia să simtă nevoia să apropie de tine, să comunice cu tine, să te întrebe ce te face de ești fericit, ce te face de te simți bine, ce te face de ești vesel, ce te face de ești mulțumit, ce te face de ai așa o energie bună, ai o stare atât de... Tu să-i spui, sunt creștin, trăiesc cu Dumnezeu în mine, eu sunt un ortodox activ. Nu sunt o legumă, nu sunt o râmă din aia cu baticul pe ochi și cu fusta până jos, preocupată de ce se epilează ailaltă pe picioare sau de ce s-a tatuat și de ce își face părul și de ce a intrat fără batică în biserică și de ce n-a făcut cruce corect și de ce n-a prins lumânarea nu știu cum. Nu. Zâmbind. Tot timpul cu veselie. Tot timpul cu bucuria aceea pe chip pe care Hristos a poruncit-o după înviere de mai multe ori. Bucurați-vă, pace vouă! Bucurați-vă, pace vouă! Uite-l, el spune că e adevărat. Bucurați-vă, pace vouă! Ei, această bucurie trebuie să o găsim exact cum Dumnezeu nu o găsește în slăbănogul de astăzi. În slăbănogul de astăzi a găsit doar pesimism. N-am om să mă arunce. Altul să aruncă apă înaintea mea. La acest act, Mântuitorul Iisus Hristos face un compromis de natură dumnezească pentru că e Dumnezeu și poate să-și arate mila și peste barierele și etapele îndreptării personale. Uneori te poate ierta din prea plinul de bunătate, dar vedeți condiția cât e de covârșitoare, să nu mai greșești.
Ești sigur că ești pregătit să nu mai greșești? Nu suntem siguri niciodată. În rugăciunea de împărtășanie avem scris așa: încă cele nesăvârșite de mine, Doamne, în cartea Ta sunt scrise toate. Citiți în rugăciunea de împărtășanie, n-ați fost atenți, pe la a șaptea, a șasea, a opta, acolo găsiți. Iisus i s-a adresat la modul cel mai direct: acum îți iei patul tău și umblă. Vedeți? Puterea lui Dumnezeu de a ne face miracole peste puterea noastră de înțelegere, dar care nu întotdeauna dau un randament așteptat. Dacă un om s-a vindecat azi de o boală grea, mâine nu se duce la biserică. Știi ce spune? Doar m-am făcut sănătos, ce să mai caut la biserică? Sau mi s-a rezolvat problema, ce să mai caut la biserică? Mi-a zis cineva azi o chestie frumoasă. Zice: părinte, n-am mai fost de 20 de ani. Zic: dar ce ați aflat că supărat pe dumneavoastră? Și a spus: nu, m-am luat cu muncă, am plecat prin străinătate, mi-am căsătorit fata, mi-am căsătorit copilul, am muncit, le-am făcut casă. Corect. Dar o leacă de Dumnezeu nu mai aveai nevoie, nu pentru mine, că nu eu te aștept, că mie nu, nici dacă vii, nici dacă nu vii. Da, părinte, dar știți cum suntem noi oamenii? Știu. Stai 38 de ani la viteză, dar și nu te arunci în apă. Și când te îmbolnăvești, spui că îi devine Dumnezeu. Oare de ce m-a pedepsit Dumnezeu? De ce te-ai pedepsit înaintea lui Dumnezeu? De ce îți faci singur rău? Iubește o fată, da? Și dacă nu o vezi un an, te mai gândești la ea? Dacă nu corespondezi sau nu-ți explici prin metodele de comunicare motivul pentru care nu te sună sau nu o cauți? Se creează ruptura, așa se creează și cu Dumnezeu. Deși El ne veghează și acolo, în nepăsarea uitării noastre. Deci trebuie să fim într-o permanentă comunicare cu Dumnezeu. Iată-L pe Iisus, e intrat din nou, acum lăsăm planul omenesc. Hristos a intrat în polemică cu cei de la templu. N-avea ce face și Hristos, din nou le-a călcat sâmbăta. Din nou a făcut o vindecare sâmbăta. Vă dați seama că aici ar intra în clinci și cu adventiști, și cu baptiști, și cu penticostali, și cu jehoviști, cu toți care țin sâmbăta. Iar spune: băi, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, tu nu știi că sâmbăta n-ai voie să faci minuni. Hristos a întrebat odată, când l-a vindecat pe cel cu mâna uscată: ce se cade să faci sâmbăta, bine sau rău? N-au avut ce să răspundă, că i-a prins în cuvânt. Numai Dumnezeu putea pune întrebări de genul ăsta. Altădată Hristos le-a spus: nu sâmbăta este pentru om, nu omul este pentru sâmbătă, ci sâmbăta pentru om. Arătând care e scopul sâmbetei, trecerea prin Marea Roșie atunci când i-a scos din robia egipteană, și de atunci ei sărbătoreau tot timpul odihna în Dumnezeu, că au ieșit din țara păcatului, din țara păgânătăților și idolatriilor egiptene. Dar Hristos, în mod intenționat, făcea minunile sâmbăta să arate ceea ce spune mai târziu tot El în Scriptură: Eu sunt Domnul sâmbetei.